Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți au avut un sfârșit de săptămână extrem de solicitant, intervenind în perioada 23-25 august pentru stingerea a 47 de incendii și oferirea de asistență în diverse situații de urgență. Printre cele mai alarmante evenimente s-au numărat 35 de incendii de vegetație uscată ce au izbucnit în mai multe localități din județ. Peste 200 de pompieri echipați cu autospeciale și mijloace tehnice de intervenție au fost mobilizați pentru a face față acestor incendii necontrolate, care s-au manifestat în zone greu accesibile și pe suprafețe extinse. În unele localități, din cauza intensității și amplorii incendiilor, personalul aflat în turele libere a fost chemat să suplimenteze echipele deja implicate în misiuni. În fiecare an ne confruntăm cu un număr considerabil de incendii de vegetație uscată, majoritatea dintre acestea fiind generate de către cetățeni care nu conștientizează pericolul la care se expun pe ei înșiși, dar și pe semenii lor. Riscul de a produce pagube materiale însemnate sau victime omenești este foarte ridicat, deoarece multe dintre incendii s-au manifestat în apropierea locuințelor, drumurilor sau fondurilor forestiere. De la începutul anului și până în prezent, pompierii din cadrul ISU Mehedinți au intervenit pentru stingerea unui număr de peste 680 de incendii izbucnite la vegetație uscată și litieră. Numai în ultimele 3 zile, echipajele operative ale ISU Mehedinți împreună cu echipele serviciilor voluntare pentru situații de urgență au intervenit pentru stingerea unui număr de 35 de incendii care au afectat peste 230 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și litieră. Cele 35 de incendii de vegetație uscată au izbucnit în localitățile Balota, Prunișor, Izverna, Ilovăț, Căzănești, Matorăț, Orșova, Pătulele, Corcova, Stângăceaua, Livezile, Punghina, Pădina, Breznița de Ocol, Cujmir, Butoiești, Dârvari, Godeanu, Strehaia, Șimian, Gruia, Lupșa de Sus, Schitul de Sus, Vânjuleț, Vrata, Cordun, Voloiac, Vlădaia, Greci și Cerneți. Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și litieră. Autoritățile reiterează faptul că arderea miriștilor și a vegetației uscate este strict interzisă, conform legislației în vigoare. ISU Mehedinți face un apel către toți cetățenii să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă focul scăpat de sub control, mai ales în perioadele de caniculă și uscăciune avansată. Vântul puternic poate răspândi flăcările rapid, provocând pagube materiale semnificative. Conform ordonanței de urgență numărul 195/2005 privind protecția mediului, arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației erboase este interzisă și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 de lei și 15.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 50.000 de lei și 100.000 de lei pentru persoane juridice.